Răzvan Botezatu. Poți să plec? Că eu știu absolut tot despre el. Că poți să renunți la el. Fii atent. Penibil. Ai fost în vacanțe fără bani? Da. Nu. Da. Da. Da? Da. Da. Adevărat. Dar ai renunțat la prieten pentru 1 milion de euro? Pe moment. Ai blocat pe cineva în telefon? Bloc. O dovadă de dragoste. Vrei să te blochezi? Nu, nu, nu. Mie îmi scriu zilnic 100 de moși cu bani. Cineva e gravid. Îmi dăduse bloc. Ai șters? Da. Pe cineva din telefon? Da. Ca nu cumva să-l sun dacă cumva te înveți? Răzvan. Da. Vreau să știu dacă zbârfești prietenii. Hei! Haide, zi! Ce să mă? Te-ai înregistrat vreodată făcând sex? Băi, asta e suprema filmărilor. Primești mesaje sau propuneri indecente? Da, cu nu ceva cred. Mai... Doamne! Iubi, să nu dai bloc! Să-ți verifice, Iubi, istoricul... Iubi! ...căutărilor de pe internet? Doamne, pot să plec? N-a mințit! Ți-a propus cineva vreodată vreo sumă de bani pentru sex? Dacă... Da sau nu? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt foarte fericită astăzi să vă spun că l-am invitat alături de mine pe bunul meu prieten, Răzvan Botezatu! Au, dă-ți revedeală mai și cablat aici, mi-e și frică, pot să plec, pot să renunț la ele acum. Bine ai revenit și te-am revăzut, dragul meu! Te pup, felicitări pentru emisiunea cea mai tare de pe piață. Și să-l salutăm și pe Octav, că ești el aici cu noi. Și eu pe aici, bă. Tu ești capul răutății. Eu sunt capul răutății, doamne, ajută, cea mai tare de pe piață emisiunea. Auzi, Răzvane, acum pe relax și pe zâmbă, nu ți-e frică cumva de întrebările pe care vreau să ți le pun, pentru că eu știu absolut tot despre el. Cum și el știa acum câțiva ani despre mine, pentru că noi suntem prieteni oricum. Nu se dau secretele din casă nici după atâția ani, dar nu ți-e frică de întrebările pe care urmează? Mi-este puțin frică și chiar mă gândeam în drum spre emisiune, zic, Doamne, cât am alergat-o pe Bianca anii ăștia cu microfonul, zic, a venit momentul să se răspunde și am uitat să mă ce cabla. Doamne, ce-am făcut acum zic, o săptămână, n-am spărat-o vreodată, zic, stai să... Oricum mi-e frică puțin, da. Cu Dumnezeu înainte, Doamne ajută și dau cu revedeală. Mie mi-e frică de ea tot timpul, adică nu e ca și cum nu te înțeleg. Mă mai victimizați că știu eu. Vezi că aici prima oară va trebui să răspunzi cu da sau nu și apoi dezvoltăm. Da, încerc. Da? Da, fii blândă. Fii blândă. Concentrează-te. Deși eu n-am fost cu tine. Fii atent. Da. Te-ai pus în posturi ridicole pentru a cuceri pe cineva? Da. Da, nu minte. Când, unde, cum, cu cine? Păi, în momentul, cred că, când îți place de cineva, cazi în, puțin în domeniul ăsta ridicolului. Da. Pentru că, na, că un persoană o simți mai frumoasă decât tine sau mai atrăgătoare și te simți puțin inferior, încerci să faci ceva ca să-l cucerezi, să-i atragi atenția. Și automat cazi în penibil. Da, poți să ne dai un exemplu? Nu știu, că ai făcut ceva, băi, nu știu, m-am dus, am încercat să-i deschid o ușă și s-a rupt ușa, sau nu știu, m-am lovit eu, că m-am dus... Mi-am cumpărat odată niște kilos de la un magazin de ăsta special. Special, super. Ca să fie treaba, ca să fie bine, ca să nu fie rău. Și în momentul, știi, când da. Trebuia să descopere frumusețea lingeriei intime, erau rupți. Deci a fost cea mai ridicolă. Așa ai cumpărat, erau gata rupți. Nu, eu probabil sunt foarte grăsuț, așa cum mă bea în cap și pe ecranul ăsta, înțelegi? Și în timp ce mergeam către momentul unde trebuia să, locul unde trebuia să ne întâlnim, clar, ceva s-a întâmplat. Aha, pe drum. Și cum ai reparat-o? Știi cum, am dat din lac în pus, din castron în castron. Și a fost totul... Da. Mi-e place pe Italia, fără... Da, de fapt i-am pus doar așa. Ai evitat într-o relație să fii prezentat părinților persoanei iubite, gen? Nu. Nu? Minți. Nu te curentează? Băi, m-a curentat puțin, dar nu m-am mișcat. Nu ai evitat sau n-ai evitat? Păi nu, n-am evitat, nu mi-aduc aminte. Ok, hai să pun altfel întrebarea, da. Fii atent. Persoana cu care erai în relație, ai evitat să te prezinte părinților? Mă, nu știu de ce, pentru că tu știi, Bianca, lumea în care sunt eu acum, că eu sunt gay, e mai complicat.
unii părinți acceptă, unii... Nu știu. Unii nu știu și atunci asta cu părinții e mai greu. Sincer, n-am cunoscut părinții, niciun fost iubit până acum. Nu, dar eu nu mă gândeam din motivul ăsta, mă gândeam pur și simplu, știi, domne, nu-i de tine, nu e o influență bună, da, sau un bolan, mine, sau știu. La mine mai greu că nu prea e, știi? Da. E da, mai da, greu da, cu că eu la asta, mă. Că pe mine nu... mentalitatea. Iată, Răzvan, eu știu că ești foarte da. Asumat și de asta te iubește toată lumea și eu te iubesc și așa. Vreau să știu mai dacă ai dorit să schimbi ceva din trecut. Dacă? Dacă ai dorit să schimbi ceva din trecut. Mă, n-a schimbat nimic. Că eu îmi trăiesc viața la maximum, trăiesc în fiecare secundă și cred că n-a schimbat absolut nimic. Deci pentru răspunsul că... este nu. Nu. E corect. Da, sunt fericit cu tot ceea ce am făcut, cu toate prostiile, cu toate deciziile, cu toate... Că știi cum e, dacă nu faci ca tine, până nu te lovești cu capul de sus, nu vezi ce se întâmplă pe jos. Dar crezi că ai fi putut până în momentul ăsta să faci mai mult? Poate, dar cred că, nu știu, tot timpul am încercat să fac mai mult în orice proiect, în orice am făcut, mi-am dat și sufletul și am încercat să fac ca să fie bine. Deci tu practic ești mulțumit de tine. Da. Sunt foarte mulțumit. Și dacă ar fi să iau de la capăt. Eu știu ce urmează să te întreb, dar poate lumea... Nu, ai început cu d-astea mai, ai început cu d-astea mai blânde. Nici nu știu cum să-ți răspund, dacă da, dacă nu. Că eu am problema, în schimb, cea pe care o spune, că n-ar schimba nimic. Băi, asta e bine că n-ai schimbat după o perioadă. Kilogramele. Eu oricum am o întrebare acum pentru amândoi. Ia spune. Fiți atenți că îmi răspundeți pe rând. Ia. Ai fost în vacanțe fără bani? Da sau nu? Nu. Tu? Da. Pe banii al cuiva? Nu, pe banii al cuiva nu, da, cam fără bani, da. Fără bani? Da. Băi, mi-aduc și acum aminte. Da, spune tu. Deci? Nu, nu am fost, dar am plecat cu mai puțin bani. Că dar pe banii al cuiva ai fost? Da. Aha. Băi, eu n-am tot fost. Timpul. Cu materialism, adică. Mă, se pune dacă dar ești... pâine îi place să te duci și să-ți plătească altcineva, nu știu, vacanța, masa, să-ți facă un cadou sau să nu mai plătești tu din economiile. Trebuie să-ți plătească altcineva. Și când a fost ultima vacanță în genul ăsta? Acum, recent. Tocmai ce-ai venit. Tocmai ce-am venit, dar uite. Da, sunt mi-a răzburtit. Da, făcut-o. S-a cheltuit ceva, înțeleg. S-a cheltuit bine. Bă, uite, vezi, de anul vin, nu sunteți magne de abundență, că voi cheltuiți, nu investiți. A, deci, s-a investit. Nu investesc în mine mai ales. Asta se vede. Da. La mie nu se vede. Și aia se numește tot investiție. Deci cam plăbut că sunt cam grăsut. Bă, da, corect. Eu mă și țin, că mă ține a noastră pe fără deci zahăre, pe fără nu știu ce. Deci dacă tocmai ai venit dintr-o vacanță, vreau să știu dacă în momentul ăsta ești cu cineva. Da, am o relație. Da. Da. Da? Da. 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 Uh-huh. Hai, dă-mi niște detalii. Da, sunt cu un băiat de vreo 3 ani de zile, sunt foarte fericit. Știi că în viață te gândești, mamă, nu o să-ți meargă și cu afacerea, și cu banii, și cu dragostea. Și cred că l-ai îmbinat. Nu știu cum s-a întâmplat, dar mi-a pus Dumnezeu mâna în cap și la mine s-au potrivit toate astrele. Și când cred că când ești eu pozitiv. Vreau să știu când i-ai spus ultima oară, te iubesc. Azi dimineață. La tine nu se poate. Nu mai vreau să deschidem asta cu iubit, cu nu mai vreau păi să dacă mai dacă nu-i zic e gelos, dar, dar nu mai iubești. E o persoană cunoscută? Nu, nu e o persoană cunoscută. Și locuiți împreună? Nu locuim încă împreună. După 3 ani? Băi, e mai greu că ar... și rezistă de 3 ani, că altfel dacă era împreună poate se alegea praful mai repede, nu știu, că eu așa petrece mai mult timpul în vacanțe împreună, dar eu stau în Constanța, el aici la București, e mai greu să ne mutăm momentan împreună, el are afacerile lui, eu sunt cu reveneala mea. Ai mulți prieteni, Răzvane? Nu. Nu? Dar ai renunțat la prieteni pentru 1 milion de euro? Fai, mi-ai pus o întrebare. Da, pam, pam. Mă, cred că aș renunța pe moment. Bă, da, dar nu. După aia recuperez. Să iei banii și să... Și să-i ajut și pe ei. Că sunt șmecher. Nu. E bine de tot, nene. Eu spun, nu. Ascultă-mă pe mine, te duci frumos direcția Bali, ți-ai acolo că 100 de milion de euro, ești la pensie, că nu mai ai nicio treabă. Prieten după capul octav. Ba, hai să zic, cunoștințe măcar îți faci. Pa acolo să petreci timpul. Cu nu, da, așa, aș renunța pe moment, dar după aceea aș lua înapoi și aș ajuta și pe ei. Și se cum să renunț la 1 milion de euro? Nu știu, cred că mi-au un alt număr. Te-ar ierta dacă ar fi prieten că te-ar nu, că le fac cu ochiul. Bianca, renunț la tine, că trebuie să primesc cu mine. Răzvan. Au. Ai blocat pe cineva în telefon? Am. Dacă ai blocat pe cineva în telefon. Oh, de câte ori nu blochezi și pe iubii îl blochezi. Nu cred. Băi, explică. Dacă deci nu-l iubești, nu-l blochezi, nu? Nu minte. Da, cred, nu știu, habar n-am, sunt berbec.
Și da. Dacă m-ai făcut ceva și m-a luat flama pe moment, am înnebunit, primul instinct e să dau bloc. Bloc, îți dau bloc la revedere. Eu tot berbeac oi fi? Eu sunt pești, de fapt, dar eu în sine aia berbeac oi fi? Că și tu dai bloc? La mine blocul e o dovadă de dragoste. Mă, pe bune? Păi da. Vrei să te blochezi ca nu, să nu, 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 stai puțin, că mă gândeam acum, că eu știu pe cineva care tot așa, tamancea da bloc, deci înseamnă că e de iubire? Păi da, înseamnă că te iubește dacă te-a blocat. Băi, eu n-am înțeles niciodată. Uite, treaba asta. Asta e o bună replică, să-i mai zi lui iubi când îmi blochezi, zic, asta e ca să vezi că te iubesc foarte mult, da, ți-am dat bloc. Dar cum te hotărăști să dai după aia în bloc, sau cum vrei păi de vine în blocul? Trece. Trece peste o oră sau a doua zi și pe aceea îmi pare rău. Eu sunt omul care nu gândesc de două ori. Dar care sunt motivele din care vă supărați voi? Că dacă aveți totuși o relație de 3 ani... El este foarte gelos. Noi suntem în lumina reflectoarelor, pe online și eu, toată lumea are impresia că mie îmi scriu zilnic 100 de moși cu bani, mă invită 100 la masă, îmi primesc 100 de cadouri pe zi. Și el are impresia asta, că fiind deschis către public, da, având o comunitate foarte mare, că primesc foarte multe mesaje și el este gelos. Și de aici ne și certăm. Odată mi-aduc aminte, ultima oară când ne-am certat rău de tot, mi se stricase mie mașina, am venit aici la București, mașina a rămas aici, trebuia să mă întorc la Eforie, m-a dus în gară, m-a așteptat pe peron, m-am urcat în tren, i-am făcut cu mâna și când m-am uitat la telefon să-i scriu te iubesc, îmi dăduse bloc. Ah, nu cred. Apoi nu m-a cred. Deblocat, da, și mi-a făcut în tren, deci a rămas ca în prost. Tren. În tren? Nu, nu, deci, da, blocat deci după în ce tren. Am, după ce s-au închis ușile cu el pe peron. Pentru că găsise o discuție cu nu știu cine și s-a părut lui. Dar că... ce tărie de caracter a avut să nu-ți spună, să te lasă să urci în tren. Băi, cei că suntem în filmele alea, de jur, eu am rămas ca prost, mă uitam pe geam, îl vedeam pe peron, că aștepta până a plecat trenul. Când s-au închis ușile, atunci mi-a dat, că îți dai seama că ieșeam, că eu sunt... Mamă, dar am stat cu niște dragi, cu niște nervi, dai seama până acum. Nu puteai să... Păi n-am avut ce să fac. Refulezi așa, să-i spui. N-am avut, vai. Și când te-a deblocat? M-a deblocat imediat, mi-a explicat ce s-a întâmplat. La după fetești? Aia mi-a dat bloc. Da, da, ceva iar? Nu cred. Da, mi-a dat bloc. Și zic, stai așa, că de obicei eu sunt genul de om care mă duc. Adică dacă ne supărăm, las eu de la mine și vin să mă împac. Vin către tine tot eu, prima oară. Da. Și acum zic, ia stai puțin, că întorc aia, că prea s-a obișnuit ăsta, că mă duc mereu după el. Că el așa, așa, stai așa. Și nu i-am scris nicio nimic, l-am lăsat așa. Și pe aceea m-a deblocat, că mă rea să văd cum mă deblochează. Și pe la 3-4 zile m-a deblocat. A, deci a ținut supărarea 3 da. Zile. Și dormi. Dar nu mă lasă să explic auzi, asta mă enervează. Când ești blocat, poți să dormi sau nu prea dormi? Nu, ador te foarte greu, că mă mănânc, că mă n-ai gândesc. Mai ales dacă nu mă lasă să spun ofu, să-mi jur da. Și eu, să zic și eu, să fac da. Și eu. Să eu vreau să vă întreb, că eu nu mă pricep. Cum îți dai seama când ești la blocat? Tu ai zis, bă, îți dispare poza de la da. Profil în anumite cazuri. Și îți apare o singură liniuță și zic, iar mi-a dat bloc. Deci tu ai zis, nu că n-are internet sau că poate nu, nu știu, e vreo situație. Ai zis, e bă, mi-a dat bloc. Dispare, da, că apare cu gri acolo și apare o singură liniuță și e clară țipare. Fii atent, fii atent. Da. Ai șters pe cineva din telefon. Ca nu cumva să-l sun dacă cumva te îmbeți? Da sau nu? Bă, din greșeală, bă, să-l șterg, că dacă sigur beau acum un pahar de ceva... Nu. Flama, visul și... Eu l-am... Deci, deci eu da zic... sau nu? A mințit! A mințit! Ai deci da? Mă gândeam acum, cam mulți. Bine, eram înainte. Stai să nu... Poate-mi dă bloc și vine pe emisiunea asta. Adică erau înainte. Mă mai încurcam în ei și știi care e problema? Nu știu să trec, uit numele. Am o problemă cu numele. Da. Și uitând numele treceam cu Tărescu X sau blondul cu ochi albaci. Sau... Și nu mai știam care cum era și le dădeam bloc așa, dar nu sunt genul care să mă îmbăt așa sau să îi sun eu, că sunt și eu. Nu, că eu am prins... Să mai vină și ei după mine. Nu am m-am. Înțeles că eu am prins era când puteai să scoți și bateria din telefon și SIM-ul și nu știu ce și asta făceam tocmai ca să... Nu ne mai ia când ne lua flama, că ziceam, da. Mamă, și începe, te iubesc, viața mea, ia-mă înapoi. Nu făceam treaba asta. Deci telefoanele de care... Nu știu cum arătau telefoanele alea despre care vorbești. Păi tu ești bogată, tu n-ai avut nici atunci, tu aveai vertuuri de alea. Poate avea pager. Purtat. Deci erau niște pager telefoane grosuțe. Nu. N-ai avut nici pager? Nu. N-ai cum așa. Tamagoci! Mă, deci erau niște telefoane grosuțe și puteai să desfaci capacul, îți scoteai și bateria și simul și ce. Mă, ca să le asamblezi.
că te lua chefu să o suni, să-i spui că te iubești, că viața mea, că am greșit, că nu știu ce. Mă, până făceai aia, până băgai simută, strecea mai bine că te luai cu altele. Și atunci scăpai, pentru că după aia când îți dădeai seama, am sunat-o și eu nu mai vreau să o sun, dar sunt eu prost. Dar, nu da, dar în ce secol era asta? Când eram în școală cu Traian. Cu Traian eram cu el, că el mi-a arătat și care, proiectul, Băsescu? Da, nu, cu Traian, regele romanilor, când eram cu el. Bă, când s-a gândit el acolo cum să facă cu podul, cu Apollo. Atunci era cu porumbele, da, telefoane n-aveai. Da, mă, frate, de ce? Răzvan, da. Vreau să știu dacă există 3 lucruri pentru care te-ai chinuit în viață. Da. Care sunt alea? Da, anumite. Succes? Primul, da, succesul, da, televiziunea. Al doilea? Pentru familia mea și trei, cred că pentru așa, viața de dragoste. Zi cu zi și dragoste, dar la mine eu sunt omul care, eu sunt foarte independent, adică îmi place să am și eu pe cineva, un iubit cu bani, să mai facă și mai cât o plăcere, eu sunt un tip independent, mie îmi place când am un plan sau vreau să-mi cumpăr ceva, să am, să fac banii mei și să nu depinzi, adică să nu depinde spui, vin cu miloaga, o da, să dăm tu că... Să mă pună pe piedestal și să-mi dea un bloc. Bă, deci asta cu blocul, să plătesc deci la voi ăla-i motiv, viața noastră. Dar cred că bloc. Cel mai așa pentru televiziune, da. Foarte greu a fost de prima perioadă. Ia zi, Octav, da, nu minte. Pentru care tu te-ai chinuit în viață. Dacă mă întrebai, băi, și eu pentru televiziune de zeci de ani, mâncați și m-am chinuit să ajung și eu. N-am ajuns încă, că aici nu, nu mă consider că ce-a fost cel mai greu în televiziune, Răzvane? Pentru ce te-ai chinuit? Când am venit prima oară în București, chiria din București, n-aveam bani, veneam pe jos, stăteam la Gara de Nord, veneam... Și salariul nu ți-a ajungea? Nu. Era un salariu foarte mic, abia reușeam să plătesc chiria. De multe ori mâncam efectiv un pateu cu pâine sau mergeam pe jos de la Gara de Nord până la Rome Expo. Cu pisicile tale. Și o aveam pe vremea... Da. Și o aveam pe vremea aia colegă pe Roxana Marcu și de obicei mă mai lua cu mașina de la metrou și i-am spus acum că nu mai vorbim. Adevărat că te-ai chinuit și eu știu. Da. Și zicea, băi, rezistă, cândva o să culegi și roadele. Mi-a fost foarte greu. Mama m-a ajutat mult cu bani atunci. Era greu în București, eu nebun, habar n-aveam, chirie, îți dai seama, utilități, drum. Da. Și de la muncă, na. Da, da. Nimic. Fii atent, bine că a trecut și perioada aia, fii atent, că acum știu că ai o afacere de succes. Da, Doamne, am nimerit așa, ești mama, Doamne, mamă, ai pognit-o, cum s-ar spune. Fii atent, vreau să știu dacă zbârfești prietenii. Da. Da. Și care a fost ultima bârfă? Și pentru cine ai bârfă? Oh, da. Pentru ce și de ce? E, de exemplu, îți dau așa... Că nu pot să dau un nume sau ceva. Nu, dar zic eu, hai că zic eu, dar zi tu. Zic eu ce ai făcut de fapt, ia. Zi. Nu. Zi. Spune tu întâi. Haide, zi. Da. Nu știu, cred că e, dar nu neapărat de bârfă, e instinctul ăla de moment, nu știu, comandăm toți la o masă și... Nu plătește unul. Nu plătește sau, că de obicei eu când mă duc la o masă, nu știu, că nu ai mai... Da. Da, dar eu le zic. Cerui, mamă, ce contează că tu ai mâncat un castravete și, uite, de exemplu, Bianca, dacă ești cu ea la masă, ea mănâncă o roșie, un castravete și o buletă de... Ei, au trecut vremurile alea, Răzvan. Da, comandă pentru... Da, eu aș comanda mult, dar Bianca... Eu sunt la faza care comand tot meniul și comand eu pentru toată lumea ca să pot ciuguri la fiecare. Nu se vede și nu te cred. Păi eu ce crezi, merg și la sală. Da, sala te ajută. Nu neapărat. Știi că nu neapărat, că și eu mă duc la sală, dar mă duc degeaba. Când mănânci prost, nu te mai ajută sala. Nu, pe tine te ajută organismul, n-ai cum. Cred că tu mănânci foarte mult. Nu, foarte puțin. Răbdări prăjite, foarte des. Da. E bine. Da. Dar asta vreau să zic cu bârfa. Deci cred că stătea la telefon, asta zicea, mă duc la Bianca aia. Nici nu știu dacă, ce, mă întreabă aia, cred că spun eu, cred că așa. Și acum, hei, viața mea! Nu e ca tine, stai liniștit. Nu e ca mine. Nu e ca tine, stai liniștit. Nu aveam de ce. Și să vă păpiam, că e mai greu acum să ne vedem. Vreau să știu dacă ai subiecte tabu în viața ta despre care nu vrei să vorbești niciodată. Păi, da. Da, are. Ai? Da. Multe? Și mărunte? În primul rând, faptul că sunt gay și nu prea îmi place să vorbesc despre viața personală. Dar eu nici nu te-am întrebat și mi-ai spus tu pe acum, pe înregistrare. Ei, da. Da, dar nu m-aș para. De defect profesional. Și de ce? Băi, deci am avut emoții, pentru că eu dacă sunt pe cealaltă baricadă
știi, a barierei, cum ar veni, pe cealaltă baricadă, și sunt eu cu microfonul și pun eu întrebări, când treci pe partea cealaltă, vezi ce nu mai dau, dau da, din da. Casă fără să mă întrebe. Da. Fii atent. Regreți ceva legat de vreo relație? Da. Ce? Da. Cum adică? Prea prost. Naiv? Nu, ai iertat, ai fost înșelat, ai dat milioane de șanse. E greu în ziua de astăzi să-ți găsești, nu știu, partenerul ideal, sufletul pereche, și până ajungi să ai o relație cu cineva, stai și aștepți o bucată de timp. În bucata ai de limit, depresii, te îmbeți, plângi, te dai capul de pereți, te uiți la prietenii din jur, că sunt fericiți. Și când îl găsești, zici, mamă, pe ăsta nu-l pierd. Și atunci faci ca prostul tot ce se poate și dai totul din tine și știi cum e. Lapta care, vaca care dă o găleată de lapte și pe aceea dă cu piciorul în ea. Exact așa mi s-a întâmplat. Vorba asta o știm de la mine. Da! Toate relațiile. Da, uite, cu ultima... Deci ai cunoscut multe vaci în viața ta. Da. Și iar eu. Voi. Vreau să știu dacă ai înscenat vreo filmare cu paparații. Nu. Nu? Nu. Niciodată? Never ever? Nu, am avut noroc tot minte, timpul. Minte. Nu, n-am înscenat, nu mi-aduc aminte. A făcut un scenariu ceva, sigur. Poate nu ți-aduce aminte. Da, ai dreptate. Asta vezi, am simțit eu aici. Da, nu mă gândeam la altceva. Da, cu anul, știi cum e în televiziune, că nu mai ai subiecte și exact. Nu aveam 4 ore zilnic. Mai sunam așa câte o vedetă. Dar vreau să recunoști da? Că eu n-am înscenat niciodată nimic. Nu, cu tine nu. Cu la tine nici nu era nevoie. Nu te supăra? tu ești un subiect și în zilele noastre un subiect monden pentru toată lumea și mult. Adică și Bianca, nu e adevărat. Nu să pun alea din tinerețe pe dur și prin alea. Lasă-mă că alea prostești pe față așa, adică... A, era la nu început. Mai există revista pe piață, lăsați. A, era la început. Și n-a fost cu voia mea. Nu, dar m-a ajutat și pe mine să înscene și eu un paparazzi. Poate mă ridic și eu în viața asta cu ceva, vă rog. Dar nu mai e ce a fost. Nu mai e ce a fost. Mai sunt paparazzi? Mai sunt. A, da. Mai sunt, da. Mai sunt? Pe mine m-au prins în farmacie săptămâna trecută. Da. De ce? De sarcină ce ai luat? Păi, nu știu, l-am de asta de gât, că sunt răcită de câteva zile. Și bineînțeles că dacă te prinde în farmacie, toată lumea zice că ești gravid. Test de sarcină. Da. Păi și eu dacă mă prind în farmacie, ce zice că mă duc să iau Viagra? Nu, că te duci să iei test de sarcină pentru cineva posibil gravid. Da. Băi. Deci asta orice ar fi, cineva e gravid. Dacă te pozează în farmacie, cineva e gravid. Am înțeles. Bun. Așa. Deci fii atent. Da. Te-ai înregistrat vreodată făcând sex? Nu, Doamne ferește, nu, chiar nu. Așa că just in case ai o amintire. Nu mai verific un pic, te rog eu, mai zi o dată, că n-ai mă tot ai ceva într-un telefon așa pe undeva. Nu, că mi-e rușine. N-am mințit. Nu, mi-e rușine. Doamne, ferește. Dar cum o să-ți fie rușine? Ce vine mama din Germania direct cu făcălețul? Păi nu mă da, adică la modul pentru tine, pentru uzul tău personal, zic. Nu, că nu-mi place să mă uit la mine. Auzi, dar tu te înregistrezi des, Băi, deci vreau să vă spun așa, eu ai am filme, și pe VHS. Ai casete, ai... Băi, pentru cei tineri, că se uită acum la noi. Da. VHS-ul era pe vremuri, când era un aparat mare video, era video, o casă din plastic, așa, mai măricică, și o băgai acolo și te dă. Deci eu m-am filmat. Deci te-ai filmat de asta? Știi care este deznădământul? El s-a filmat, dar era singur. Când făcea sex singur. Pentru că el e singur, el tot timpul într-o relație cu banca, tu nu știi. Doar banca îi mai dă mai. Deci te-ai filmat cu banca? Deci n-ai cum. Băi, asta e suprema filmărilor, să te filmezi când ești singur, făcând sex, deci n-ai cum. Îmi imagineam acum. Deci eu, asta e problema. Știi? Deci e bine dacă măcar cu banca. Mă, poate cum era să mă filmez făcând eu singur dragoste cu banca? La tine e posibil orice. Adică... Nu mă, deci chiar am și credeți-mă, pe vremea aia nu era ca cum pune... Păi nu mai pot să o văd acum, că nu mai am video. Înțelegi? Aici e drama, mai am caseta, dar pe vremea aia ca să filmez... Mamă, de pe vremea cu casete, vă dați seama. Filmat cu cameră, da. Cu cameră, mă, aia era problemă cu cameră. Deci nu era ca cum scos telefonul, gata, mă, ne-am filmat. Nu, frățică, pune-i setup, găseai un unghi să pui o cameră. Tu ai vrut să te faci actor de la XXL. Să mor, dar nu. E clară situația. Mm-hmm. Auzi, Răzvane, vreau să știu, da? Eu știu, da? Pentru public. Da, te îndrăgostești repede? Da.
N-am mințit. Și care a fost ultima îndrăgosteală? Da, știi că... De iubitul meu. Că nu poți să-și ducă altceva. Ești la bloc deja, te-am văzut la bloc, mai râs, gata. Ești la bloc, fii sigură și eu sunt sigură. Nu, iubi, crede-mă, doar de tine, ultima, acum 3 ani și mai mi-aduc aminte. Primul din viața mea și da. Singurul, ba nu, ești al doilea, când la urmă, ca tine n-am fără numai. Eu pe aia și până acum nici mi-a plăcut. Și lacrima din obraz, Doamne, că eu am o treabă cu lacrima din obraz și cu... Dar să știi că am uitat senzația, de acum 3 ani nu mai știu cum este îndrăgostești. Dar cum e când te îndrăgostești? Acum 3 ani cum era când te-ai îndrăgostit? Păi, aici e puțin ciudat la mine, că știi cum mă îndrăgostesc? Magie, pe parcurs, din nu, prima. Nu, știi cum mă îndrăgostesc? Dacă vine la prima întâlnire cu ceva. Da, cu nu ceva cred. Mai... Cu ce? Flori? Un car... Nu, flori. Da, uite, de exemplu, am primit odată la o întâlnire niște eclere într-o Leșin. Chestie de plastic de, luate Leșin. De la o alimentare care nu mi-au plăcut și am dat flit. Așa. Dar iubii mi-a venit cu o sticlă de aia de șampanie de aia scumpă. La prima întâlnire. La prima întâlnire, îți dai seama că am văzut șampanie aia scumpă. De ce la m-am îndrăgostit instant. Are primele întâlniri când cineva îi vine cu ceva. Da. Cu șampanie scumpă. Eu, nici scumpă, mie, da. Nu, nu știu dacă poate, cred că flori am primit așa la prima întâlnire. Nu, la mine trebuie să fie ceva. Ia, mai. Uitați-vă. Să mă dea pe spate, mă dau așa ușor. Da, să te la întreb. Prima întâlnire, da. Cum a venit cu șampania? Da, și m-am îndrăgostit pe loc. Și din momentul ăla am rămas pe una, că nu i-am mai dat. Dar te întreb, tu apreciezi florile la prima întâlnire, dacă le primești? Da. Da un diamant printre da, ele, da, așa, dacă mai bine și mai bine, țin minte. Asta e, deci vă rog eu frumos. Da, dar nu te-ai îndrăgostit dacă ar veni să-l deschid așa un diamant? Nu cred în prima. Doar dacă nu, el dă de... Așa. Te îndrăgostești neapărat de obiect, te îndrăgostești de om. Dar tu faci crize de gelozie? Voi, normal. Și cum faci? Tremuri, țipi, trântești, arunci, spargi. În jur rău de tot, eu așa mă esterolizez. Nu cred. În jur de... De tot ce se poate. Neamurile ei așa pe rând, da. După care... Dacă mi se pare mie ceva, ce ai? Raluca Dumitru, în fostele relații, mergea cu mine prin boschet să-i urmărim. Nu, și nu eu pentru ea și ea pentru mine. L-ai prins vreodată pe vreunul? Nu, mă, nu l-am prins, băi, frate. Nu știu cum fac bărbații, de scapă mereu. Ta, ca să-ți dau niște... Eu oricum vreau să-mi deschid o firmă de spy. Eu te ajut. Niște, și... Eu te ajut că eu am prins. Niște device-uri, niște... Nu știu, cred că simte când îl urmărești. Nu, nu, nu spun auzi, eu cum faci, l-ai prins. Da. Geama mea. E prins. Eu am prins. Pe mine mă iau. Parliamo dopo. Uh-huh. Ce seama cu ei? Parliamo dopo. Bun, Răzvan, vreau să știu. Atenție. Vreau să știu. Yeah. Primești mesaje sau propuneri indecente pe social media? De ce îmi faci asta? Da sau nu? Tu zici că nu. Deci zic lui Iubi. Nu poți să zici că refuz. Zic că nu. Că eu te susțin acum. Da sau nu? Nu. Nu primește. Are dreptate, n-a mințit. Deci da, primește. Dar poze. Doamne, dar câte poze am colecție. Da, mă amuz. Deci asta nu înțeleg. Da. Nici eu nu înțeleg. Că nu m-am... Da, vă amuzați amândoi sau... Da, i-arăt. Că dacă cumva ui să șterg sau... A. Da. Vede, după aia zice că mi-a plăcut, că ia vreau să-l contactez după, i-arăt, îi spun. Mă, dar nu v-ați gândit să face? Eu, sincer, acum mă gândesc că voi chiar primiți mulți nebuni, vă trimit. Mă, cum ar fi să faci odată o expoziție cu de-astea primiți? Mă, o expoziție, că tot se fac de-astea. Îți dă Instagram-ul, că și păi eu i-am mutat pe toți care... Nu, să faci de la cu vernisaj, mă, la expoziție de aia, de venit ca la fotografie. Ca la... Ia uite-i, domnule, da, ăștia mi-au trimis mie. Vezi cum devii tu bogat? Să mor, dar nu. Acum am avut. Înființăm asociația pozelor primite pe Instagram de diversi fanatici. Și o să vă expunem pe toți la târguri de vechituri. Bun. Doamne. Doamne, unde a venit, Doamne! Ți-ar fi teamă să-ți verifice iubi, cineva? Iubi, să nu-mi dai bloc, Iubi! Deci ea cred că e la ești la bloc. Deci... N-auzi că facem vernisaj la târgul de vechituri cu ei? Ascultă-mă, ți-ar fi teamă să-ți verifice Iubi istoricul căutărilor de pe internet? Acolo sunt sigură că m-a căutat. Doamne, pot să plec? Pot să plec, mă rog, Doamne, ferească-mă Dumnezeu! Mamă, ți-ești două tigăi! Doamne, da sau nu? Uiți să-l cureți, zi da, da, că nu mai pot m-a curentat asta de nu mai pot. N-am mințit. De ce uiți, mă, frate, să le ștergi? Păi cum să te duci acasă la iubi cu istoric când le ștergi? Nu știu. Nu că ai greșit ceva, că, na, cauți până la urmă ceva care... Nu doar știu. Cauți.
de prostuit. Dar parcă ce-o cauți? Bă, dar mă prinde tot timpul. Am eu încercat niște... Da, mă, nu știu ce... Dar bă, dacă îmi șterg, nu caută. Când nu șterg, fix atunci caută. Auzi, da. Dar vreau să știu ce căutare ai avut și s-a supărat. Ce ai căutat? A, nu, bă. Bine, nu că ar fi greșit să cauți, dar se pare că ți-o cauți de cele mai multe ori intenționat. Adevărat. Da. Ți-a propus cineva vreodată vreo sumă de bani pentru sex? Vreodată, nu da. Acum când ești cu Jubi. Da. Cine, bine. Cât, hai. Cum? Hai că vreau să-l arunc de aia, zic că mi-era că... Da, n-am. Mai sunt așa mesaje de la diverse persoane care spun: hai cu mine într-o vacanță, sau uite, îți dau 500 sau 1000 de euro. Da, nu, la ăștia le dau bloc direct, nu, așa nu. 1000 de euro? Și dacă ce-ți dau 1 milion? Vai, Bianca, Iubi, nu-i da bloc acum, a dat, a dat el prietenii de gard. Am de la gard. Tot ce trebuie, nu m-aș duce pe 1 milion de euro. Care m-a dat toți prietenii de gard pentru 1 milion? Crezi că acum dacă... Și-a dat prietenii doar vorba ta. Deci ce ai... Fii atent, acum întrebarea asta nu se pune, nu e pentru Iubi. Tu poți să ne zici adevărul, că dacă nu ne zici adevărul, oricum noi nu știm. O, deci mă doare capul. Deci, Iubi, nu se pune întrebarea, ascultă. Ai avut vreodată o aventură de o noapte secretă? Mă, înainte de Iubi. Da, înainte de Iubi. Da. Totul e înainte de Iubi. Da. Totul, așa e. Da. Nici să pun alea. Una singură care mi-a rămas, da. Care o ții minte? Da. Dar ne spui așa cum, dă-ne și nu știu, că am păi filme, eu dacă stau la mare, așa. Ne-am dus să vedem stelele și să facem și o baie și de acolo, știi? Mă, cum atunci, frumoasă. Adică fix doar atunci a venit și poliția locală. Mai da detalii că ți-ai două tigăi când pleci de aici. Stai puțin, bun, te-ai întâlnit atunci în ziua aia se întâmplase? Adică nu vă știați dinainte? Păi nu, că alea te faci că nu știi ce sale aventuri acum. Nu, frate, că eu, mie nu mi se întâmplă. Chiar nu știu că mie nu mi se întâmplă asta, nu înțelegeam. Dar a avut Bianca dreptate doar cu banca. Bă, frățică, deci tu te întâlnești cu o persoană astăzi pânserată, așa bună, mergem să facem, să vedem stelele, apusul, răsăritul alea și dintr-o dată... Păi da, că e o întâlnire și din întâlnirea aia, na, dacă nu, e chimia prea mare, bă, mi-am trăit se vine o aventură. Degeaba, să mor, deci nu, eu sunt deja depresiv. Acum avem una... Mai light, că nu mai pot deja... La fel de tare. La toaletă. La fel de tare, iar Iubi o să fie supărat, sau vezi tu, plimbă să nu fie acasă când se dăm emisiunea. Ai vrea să petreci o noapte cu vreo vedetă? Doamne ferească. Nu. Și spun și de ce. Am mințit? E la joc așa. Nu din România, de mă. Hai, uite, cu o vedetă internațională. De cine îmi plăcea mie un bătrânit? Ricky? E, nu, și de aici din România. A. Acum sunt foarte mulți copii. Și n-ai, Chiar nu mai ai de unde să alegi. Ok, și dacă n-ar fi din România, de afară, dăm cine un nume care îți place. Nu știu, Justin Bieber. Care bam. Bun, deci lăsăm întrebarea eu la mijloc, așa. Eu tot interes, ai răbas fratele meu. Păi, of, Justin. Doamne. Bun, ai cerut vreodată FaceTime iubitului tău ca să vezi dacă e acolo unde spune? Da, normal. Asta ai trebuit să nu răspundă pe FaceTime. Nu mint. Dar el ție? A, tot timpul. Tot timpul? Și când a fost ultima oară? Vreau să văd, acum răspunde pe FaceTime. Acum, cred că, ia să văd, ești în studio, arată-ne studio, studio. I-am dat de la pe WhatsApp, share live. Nu cred, location, de la. Asta da, nu se poate păcăli? Nu ai cum pasă să păcălești, pentru că dacă știi, a, te ești prin București, ți-a scris Bruno, te vezi pe aici, ia dă tu share să văd eu acolo că ești la canal. Vă dai seama cu câtă pasiune trăiesc ăștia doi? Doamne! Deci, îmi dau seama cât. Deci, Enzi, dacă aș face un reality show cu el, la cât te face și ar cu ce stăm și cu... Sau nu vrea să fie cu... Nu vrea, nu îi place. Bă, dar e obositor. Nu e deloc, e chiar mișto. Da? Că, uite, cred că asta hrănește relația. Tot ce se întâmplă în fiecare zi. Bă, frățică, deci eu stau și mă gândesc dacă ar trebui... Păi n-am atâta baterie la telefon să dau live-uri și ce mi-ar trebui să... Ce-i drept? Pentru mine e nasol de când a apărut cu video cu lui școală. Adică e și pe două variante. Dar cine te verifică că banca asta zic, pe vremuri, pe vremuri când e, înainte de Iubi, înainte de Iubi la tine 3 ani. Deci să zicem, la mine toate sunt cu cifra 7, că e de asta cifră magică. Deci acum 7 ani, când a apărut cu video cu lui, bă, era drama. Adică e pe principiu, ori o faci, ori nu mai faci. Adică nu merge să ai în paralel, că dacă ți-a zis unde ești. Acum 100 de ani aveai pe cineva?
Băi, eu cred că aveam, eu cred că persoana aia nu crede, că știi ce vorbeam, adică... Da, și eu cred. Da, eu cred că eu doar eram într-o relație cu persoana respectivă, ea nu știa. Da, bun. E bine. Răzvan Botezatu. Da. Dragă Răzvan Botezatu. Dragă Bianca Drăgușanu. Prietena mea! Auzi, oamenii cred că ai vreo legătură cu Cătălin Botezatu? Datorită numelui? Da. Se face legătura? Da, tot timpul. Și ce cred că ești? Frate, copil, verișor? Fiu. Mai ales că acum sunt puțin blond. Da. Și la magazin când îmi vin. Auzi, dar tu nu ai vreo legătură cu Cătălin Botezatu? Și tu ce le zici? E tatăl tău? Nu, domnule, n-am. Îți dai seama că n-am zis niciodată că am... Că nu am, nu. Dacă aveam, nu eram și eu cu un rol. Dar să știi că m-a ajutat numele ăsta de Botezatu. Și dacă ți-aduce aminte că am intrat în televiziune și te alergam pe tine, presa se juca cu chestia asta, Botezatu și Bianca, dacă mai ții minte. Botezatu tot aleargă cu Bianca. Da, da. Da, și da, făceau da. Oamenii confuzi și ceea ce pe mine m-a ajutat. Da, da. Auzi, dar acum, sincer, chiar am eu o curiozitate. Tu îți mai aduci aminte care a fost prima întrebare pe care i-a pus-o Bianca? Păi nu, da. Serios? Doamne, mi-aduc aminte perfect la aeroport. Așa. Nu mai țin că era multe scandaluri pe vreme, dar știu că abia ce ajunsesem la București în redacție și ai zis: tu ești Botezatu, te duci la Bianca, nu vin redacție fără ceva de la Bianca. Fără o declarație. Mă duc, o caut prin tot aeroportul, o zăresc pe Bianca. Eram, dai seama, la început nici nu știam să ții microfonul în mână. Eram Bianca despre Cutărescu, cu ce întrebări aveam din redacție puse. Bianca nimic. Băi, frate, și nu-mi răspunde Bianca. Eu acum, cum mă duc în redacție fără o vorbă de la Bianca? Dar n-am vorbit? Nu. Îți aduce aminte acum. Și te-am întrebat. Am văzut o carte în sacoșă. Bianca, ce carte e asta? Și mi-a zis, aia. Bianca, ce păr aia frumos ai. Mulțumesc. Mamă, Bianca, dar ce bine arăți. Și mi-ai dat chestiile astea. Mamă, și din toată... Deci el a fost primul... Nici tu nu mai țin. Da, îmi puneai întrebări, deci tu n-ai vorbit vreo 6 luni. Personaj, eu deci n-am vorbit. Vreo 6 luni. Da, și când am vorbit, spus... cașcavalul tot la mine a venit. Da, corect. Dar n-ai spus niciun cuvânt la nimeni, nici mulțumesc, nici dă-te încolo. Mie mi-ai răspuns la întrebările alea de... Da. Dar eu am spus... Mă, s-a luat o declarație. Mamă, și-au luat atunci, au preluat tot și el a fost, practic, primul boom al meu. Bun, a fost boom. Da, boom. Da. M-a dus capul. Știu că ai un magazin second hand, da, care îți merge foarte bine. Doamne ajută. Te îmbraci de la tine, de la magazin. Da, uite, ăsta este de la mine. Super. Da, nu minte. De la mine. Și cât a costat? Le iei cu puțin hainele second hand. Nu, cât costă la vânzare? La vânzare în jur de 25-30 de lei. Incredibil. Și Adidas, la second hand din original. Nu. Nu. La second hand, nu. Da. Nu. Dacă mai ai noroc să prinzi așa un articol, două, trei cu etichetă... Eu înainte general... aveam pasiune pentru second hand-uri. Da. Da, da, aveam, pentru că treceam pe lângă ele și nu mă puteam abține. Și mi se părea foarte... Mi se părea că e adrenalina acolo, că nu, niciodată nu știi ce găsești să cumperi. Dau oamenii reticență să se îmbrace de la second hand? Prima oară când am deschis magazinul, mă gândeam, zic, Doamne, mi-o merge mie. Și uite că probabil vremurile s-au mai schimbat. Deci n-au. N-au. Sau auzi, orice... da, ai cliente pretențioase la tine la magazin? Da, lasă-mă că dacă nu vine să le dau câteodată pe unele afară, mă chinui să le calc și le vor și okay, calcate și apretate. Și... Cum le convingi să cumpere? Prețul? Nu că neapărat prezi, nu că alea care vin fițoase, n-ai ce să le faci, nu-mi bag capul, la revedere, să nu mai vii pe aici pe la mine. Du-te, mai și fac un filmuleț după aia, le spun direct, mie să nu mai veniți la magazin cu fițe. Frate, ce vrei, eu le calci, dacă ai ceva de călcat să mi le dai, ia uite, am numai urme pe mână de la presa de călcat. Nu cred. Deci le cal, le apreteze. Nu le calci, frate, până la cot, cum faci? Păi e o acum mi-am luat o presă, știi, și când pun, ating cu pe partea de sus. Dă-le, etichetează, îți dai seama când îți vine cât o fițoasă asta și face așa și zice, când mai aduceți marfă și magazinul colcă. N-ai, ce să mai, îți vine să le dai afară. Auzi, dar crezi că vin oamenii la magazin și pentru tine? Păi da, că de asta am și făcut magazinul și mi-am pus mare numele acolo, Răzvan Botezatu, că mai fac și una de un leu. M-am folosit și de asta, clar. Păi da, cât am îndurat, măcar acum să veniți. Răzvane, crezi că ai fost judecat în momentul în care ai declarat că ai altă orientare sexuală? Nu. N-ai fost judecat? Nu. Nu. Chiar deloc. Deci știi ce m-am gândit atunci când tu ți-ai asumat? Da, dar de ce o fi zis, frate? Da, nu trebuia nimeni să știe, oricum noi știam. De ce ai simțit chestia asta cu spovedeala?
nevoia de spovedeală. A fost atunci când am plecat din televiziune, am plecat cu puțin scandal și na, a fost primit, na, cum te sună toată lumea din presă, de ce, cum să afle așa. Fusese un alt coleg care plecase din presa de unde lucram și eu din același trust și el mi-a zis, hai mă să facem asta, o facem bombă, nu știu ce. Eu atunci eram și zăpăcit și am acceptat. Dar să știi că... Te-a ajutat? M-a ajutat enorm. Mi s-a dublat publicul. Publicul, nu știu, cred că a empatizat foarte mult și a zis, mamă, cât a trăit băiatul ăsta, cât a ascuns și foarte mulți care sunt. Și faptul că ți-ai asumat te-a ajutat foarte mult. Mă, da, a fost și ca o eliberare, mă gândesc, pentru că de multe oricum, ori... pentru de mine nu e eliberare, că știa mama. Da, și știa nu de, lumea, da, pur și simplu și pentru public, pentru că atunci, na, lumea te percepe exact cum ești, nu mai stă să... Mare parte. Dar crezi că sunt multe persoane care nu recunosc și defilează... Da. Ca și când nu au nicio legătură cu această lume? Da. Sunt persoane cunoscute? Da. Nu minte. Da sau nu? Nu minte, dar hai zi că știm și noi persoane cunoscute. Dar sunt persoane care se dau normale, dar pe ascuns sunt așa. Doamne, deci, dar lăsați-mă în pace că eu vreau să ajung sănătos acasă. Există persoane în lumea cunoscută, în lumea mondenă, gay, care pretind a nu fi gay? Nu știu. Octav? Amin! Păi și eu știu, cum să zici, nu păi știu. Da, dar nu pot să mă urmărească, după aia mă sună de la nu știu ce publicație, dar despre cine e vorba? Ce asumă, frate, dacă toată lumea, adică oricum nu interesează pe nimeni ce faci tu acasă în dormitor sau bucătăria ta, detalii, dar de ce nu ți asumi, că se știe, noi știm, toți știm, se vede de la o poștă că... De ce n-au găsit încă curajul. Și te dai și mare macho man când tu nu ești. Adevărat. Majoritatea apar cu câte o femeie de asta. Dom'le, e căsătorită și nu pot să fiu cu ea. Vino puțin să te trag pe mâini, că te-a luat un pic așa. Deci nu, te-a luat nervos. Deci că știu despre ce și mie să nu ne închidă emisiunea. Că... Cine, de ce? Nu, de ce noi zicem adevărul? Doamne, da, nu mă băgați pe mine, că eu vreau să ajung sănătos la mine acasă. Eu de el îmi fac griji că cu Iubi, cu alea, că și așa ne-a zis multe lucruri pe acolo. Cred că deja e la bloc, a simțit Iubi pe live și în cricare, deci totul. Nu, nu. Lasă-mă că... Da. Am înțeles. Ia. Doamne, mai sunt mulți? Nu mai pot! Fii atent. Mai sunt! Stai aici. Doamna, vreau la baie! Nu se poate. Îți mai dorești să te întorci în TV? Da. Da. N-am mințit bine. Care a fost cea mai frumoasă experiență TV și cea mai urâtă experiență TV pe care ai avut-o până acum? La emisiunea pe care am prezentat-o au fost și rele și bune. Erai foarte fan, ce să zic. Da, bune în sensul că eram noi acolo, grupul nostru, care eram practic pentru emisiune. Mai puțin bune cu oamenii de mai sus din spate, de care oamenii nu știu, cu oamenii te văd la televizor. Zic, mamă, câștigă la bani, s-a îmbogățit. Mamă, zic, ce faci asta tot ziua, stă și zâmbești. Și noi munceam, tu știi foarte bine. Păi știu că aveți și dimineața și pe urmă și după amiază. Și stăteam și corele sună pe toată lumea și fă-ți relații. Și săraca Bianca, de câte ori am stresat-o și de câte ori m-a ajutat. Da. De multe ori. Pentru emisiune și pentru audiență. Deci acolo le-ai avut și bune și rele. Și bune și rele, da. Dar și cea mai frumoasă proiect... experiență pe care am avut a fost acum la... Sunt Celebru, scoate-mă de aici. Da? A fost un reality show, a fost altceva față de... Hai, am văzut. Mie mi s-a părut greu, frate, să foarte mănânci, greu. Să faci, să dreci. Foarte să... greu a fost. M-am gândit sincer că m-am dus acolo, zic, băi, nu ne lasă pe noi chiar să murim de... Da. Dar ai câștigat? Auzi, măcar s-a meritat financiar, ai câștigat mulți bani? Da, chiar a fost ok și financiar și faptul că n-am mai apărut de atât de, nu știu, foarte mult timp la televizor, a fost un reality show, a fost altceva decât ceea ce am făcut eu și chiar a fost ok. Da, și mi-am făcut și prieteni noi. Și vreau să te întreb, în ce proiect ți-ai dori să intri dacă vrei să te întorci în televizor? Cam ce gen de emisiune ți-ai dori? Zice, nu mai vreau așa proiect, că e greu cu proiectul să stai la emisiune după fiecare invitat. Mi s-a luat după atâtea ore de direct și de rugămini și de așa proiecte. Știi, cât un reality, cât un reality show, pac. Am înțeles, bun. Când ai renunțat la televiziune, ți-ai dat tu demisia sau ai fost demis? Mi-am dat eu demisia. Serios? Da. Bă, nu minte. Deși mulți atunci au scris că nu, eu am fost. Ți-ai dorit să faci asta? Da, dar nu mai puteam.
Și de acolo a pornit un mic scandal. Cred că și în ziua de astăzi am interzis în partea cealaltă. Nu știu dacă s-a ridicat bariera de interzis. Pur și simplu că ți-ai dat demisia sau de ce? Da, pentru că am vrut altceva și i-au spus că dacă plec eu, o să fac rău emisiunii. Așa. Că e greu că eu dând bună dimineața acestei emisiuni și să vină altcineva. Noi oricum am făcut, adevărat, noi am făcut la matinalul la Doamne, iartă-mă. Nu știu dacă mai putea să mai vină cineva să mai facă ceva. Da, așa este. Peste. Da. Și drept dovadă, știi foarte bine că au mai fost niște proiecte în care n-am putut să intru din cauza faptului că aveam un continuare interes. Acum nu știu, nu m-a mai contactat nimeni din antene. Deși am lucrat acolo 5 ani, n-am mai primit niciun telefon de acolo. Am primit de la Pro TV. De la asta Canal e bine, uite, de-aia mă gândeam. Și de la noi, da? Când da, Canal D și Pro TV. Da. Te rog, pot să zic și eu? Da. De treaba asta că... Da, te curtează toată lumea. Și de mine se roagă toată lumea să nu dau demisia, că au zis că fac rău emisiuni, că not. Auzi, Răzvane, sunt oameni care nu au ce să caute pe post de prezentator? Sincer, nu știu. Mă uit doar la detectorul de minciuni cu Bianca Drăgușanu. Lăsați. Și Octav, că e și el aici. Și toată lumea acum e pe online. Mulțumesc. Sincer, nici nu prea mă mai uit foarte mult la televizor, sincer vă zic. Deci chiar nu știu ce emisiuni mai sunt, care, cum mai e. Nu știu. Deci chiar nu știu. Jur că nu știu. Da, te cred, dacă nu te bănuiesc că oricum, tu oricum ești prins foarte mult cu bloc, am bloc, iar bloc, chiar am bloc, live location. Da. Ia uite-te la mine. Așa, da. Deci nu. Ți-e frică? Sau crezi că am spus vreodată cuiva vreun secret de-al tău? Nu m-am gândit la asta. Mă gândeam acum, zic, Doamne, ce ai fi zis așa? Cred că nu. Că tu știi că și tu... Dar nu e sigur, deci mă uit la tine că nu e sigur. Păi nu știu că s-a uitat așa, zic, na, poate... Am pus cu schepsis. Da. N-ai înțeles. Cred că nu. Că crezi greșit, acum îți dai seama tu, deci, tu poți să speri, uite, dar nu. Bianca poate să spună, sunt jurnalist. Da. Toată lumea o vânat pe Bianca. Noi devenisem prieteni. Eu știam foarte multe. Și nu spuneam nimic în corect? Deci nu spuneam nimic în emisiune. Că puteam, știi? Da. M-au făcut și alții. S-au dat pe lângă ea, pac, să obțină. Eu, uite, poate să zică Bianca. Deci niciodată n-am vândut-o. Sau cum se spune. În schimb, el mi-a spus cine m-a vândut pe mine. Vai, ce mi-ai făcut! Bune? Da, el mi-a spus cine m-a vândut. Și unele se dădeau chiar prietenele mele. Și mi-a spus cine? Ce, poți să ne spui cine te-a vândut? E, nu, pot. Nu vrei? Dăm valoare, dacă spunem? Nu dăm valoare, nu, dar a, poate vine planul. Nu știu nimic, Maica. Eu sunt la mănăstire, acum m-am bălugării, nu mă băgați în asta. Frumosul meu prieten, îți mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc și gata, mai repede. Octav, îți mulțumesc și nici n-am simțit, îți mulțumesc, Bianca. Noi aici prezenți și ne-ai ajutat la toate lucrurile. Dragii noștri, noi ne vedem data viitoare în prezența altui invitat, la fel de frumos ca și cel de astăzi. Vă pup și vă iubesc, aveți o duminică minunată.